Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Mă numesc Valentin Gabriel Manu, născut în Galați, în 75, aprilie, 20, ultima zi de berbec. Cum ați înscris la Șef la Cuțit? Sincer, nu mai mi-aduc aminte exact. Cred probabil după vreun șpriț corect, nu știu. Cum așa? Nu vă mai aduceți vorbesc aminte. Serios. Cred că după vreo petrecere. Și când ați primit telefonul, totuși, cum ați reacționat? Eram la job. Ok, dacă tot am făcut-o, am făcut-o, mergem până la capăt. Și pe câte cuțite mizați pentru acest preparat? Poate direct aur, nu? Vrei să câștigi, nu vrei să participi. Păi știu, de obicei concurenții vin aici să câștige. Așa. Dar cum dumneavoastră nu vă mai aduceți aminte când și de ce v-ați înscris? E posibil să aveți, cum să spun, alte targeturi. Și începem. Am venit să vă fac un tartar talent. De fiții, de creveți, proaspeți cu mango și cu mult carinito. Locuiesc de aproape 12 ani în Anglia și viața în Anglia e zen, din punctul meu de vedere. Am ajuns în Anglia și eu m-am apucat, că nebunul să aplic peste tot. Și având și carnet de profesionist, am aplicat și de ca virgulă șofer. Unde credeți că m-am primul job? O companie a Reginei, se numea Real Gourmet, care se ocupa cu mâncarea pentru trenori. Și încep jobul acolo, vă dați seama, băutură, mâncare, eu român. Mi-a plăcut jobul. Mi-a plăcut jobul, plecam corect acasă seara. Plecam, nu trebuia salariu. Până la momentul Anglia, până acum 12 ani, n-am muncit niciodată, mi-am făcut business-urile mele până în lume, mi-am făcut talentul. Am talente pe care nu pot să le spun și am talente pe care pot să le spun. De exemplu, la bucătărie, cred că m-am născut cu har. M-am început să-mi placă din cinci, m-am bine, am gândit din mic. Deci asta e ceva născut, nu fac efort. Adică pot să mă uit la un preparat și să-l fac fără zice. Sunt oameni care se nasc cu un har. Eu să zicem că l-am pe ăsta. Deci un tatar pe fiță, ești cu gagică dreaptă, frumos, o șampanie corectă. Pregătiți cuțitul ăla de goldeanu, că n-am timp. V-am spus că-s bun de la început. Mai veneam aici dacă nu eram un pot să iau. Și dacă nu iau niciunul, tot bun sunt, ca să ne înțelegem. Băiatul care ne-a gătit este bar maker, bartender, bar flair. Ce bartender, bă? Bar, direct. Uite, de la asta. Am și o întrebare. Asta e de la... De câte ori ați văzut voi ceviche cu mango și castraveți murați în sare? Și vezi că e un ceviche de crevezi, da? Nu e ceviche, tartar. Și nu știu de unde vine mirosul ăsta de mici. De? Nu, deci miroase farfuria a mici. Cum am mici? Mici. Miroase. Amestec-o un pic. Uite, miroase pe a mea. Voi avea ustură. Ia miroase-o pe a mea. Miroase-mă un pic a mici. Un pic, dar nu știu de ce. Am și eu. Îți miroase a mici. Deci cum să ai ceviche de creveți cu mango și să-ți miroase a mici, mă? Dar a pus ce baică? Opulență. Nu. E barba, nu? Barman, bucătar, tăticule, 21 de ani, bucătar de un an de zile. Nu e bucătar. Adică mi se pare că e foarte gândită toată chestia. Hai să vă spun că vrem să-l cunoaștem pe... Da? Mixolog. Bă, s-ar putea cum, dar ceva să... Jur că am crezut că începe să dansați sau să ne cântați ceva. După ce beam un șpriț mai pe seară? Da? Nu, nici nu când, nici nu dați. Barman? Nu.
Dar ce ești? Eu sunt operator de dump truck, de camioane de la cu roțile mai înalte ca tine. Dar cum vă cheamă, în primul rând? Mă numesc Valentin Gabriel Manu, sunt din Galați. Și ce înseamnă operator de ca alea cu roțile? Adică șofer de dumper-uri, camioane dintre alea gigant. Dar ce faci pe lucrezi pe HS2, pe cel mai mare proiect feroviar din lume, cred. Okay. Așa ne-au zis, da? Între Londra și Manchester. Cum ai reușit să urci pe camionul ăsta imens, așa? Am ajuns din curiozitate în Anglia. Cum din curiozitate? Am avut un restaurant în România, la momentul respectiv. Okay. Am ajuns în Anglia și ca să rămâi pe vremea aia era foarte dificil, că trebuia să ai blue card. Și aveam două posibilități, să mă bag la facultate sau să mă însor. Ieșisem cu tipul la o cafea și atât. Fata aia când îmi făcea bagajul m-a întrebat ce fac, știi? Zic, băi, plec. Zic, n-am decât o singură șansă, mă căsătoresc sau... Și zic, hai că mă căsătoresc cu tine, s-a căsătorit cu mine ca să-mi fac actele. Am stat după aia 4 ani împreună. Ce drăguță! Dar banii cum i-ai făcut înainte, până să ajungi în Anglia? Până să ajung în Anglia? Băi, am făcut de toate, nu? Ce am fost în Italia, am făcut... În Italia? Ce mai mulți bănuți am făcut cu camioane, le luam și mașini mici, le luam din Italia și le duceam în Iordania și în Siria. Le duceai sau le vindeai? Le duceam și le vindeam acolo, în Zar Gazon. Cum așa? Dar erau mașini cumpărate sau mașini? Erau, da, cumpărate. Nu de mine, de altcineva, de... Chiar era, chiar atât de ușor, că nu se câștiga atât de mulți bani ușor. Ca chiar așa ușor, făcea toată lumea. Trafic de mașini, gen. Și atunci se știa poliția ce fac. Pe bune? Da. De unde știa? De la cine? Păi când m-au suflecat prima dată, mi s-a propus să fiu, să lucrez pentru ei, știi? Ok. Și le-am zis că vin imediat. Da, le-am zis că vin imediat, că fac rebelion și ne apucăm și mă mai întors niciodată. De mic copil m-a crescut, m-am fost crescut gen Gomora. Tatăl meu făcea, de primul lui Ceaușescu, trafic de țigări. Dar unde asta? Departe. În ce zonă? Pe vremea lui Ceaușescu, când era pușcărie, fapta era nasoală. Tatăl meu, când s-a crescut cu mama mea, deja executase 8 ani. Dar nu pentru chestia de copilărie, nu. Am înțeles că ultima dată, când era căutat, a spart casa de cultură, a luat o cupă de flori, o cupă de sportiv, a luat o flori și a spus, mai și după aia s-a predat. Omul era fan. Tu ai făcut vreodată? Am făcut și eu vreo 100 de zile, acum vreo 20 de ani. Am vrut să trec în Cehia. Știți cum era cu vizele, cu prostia aia, stăteai la rând? Mi-a făcut cineva ordin serviciu și carnet de marinar. Pentru un alt prieten am găsit pașaport cehesc. Noi ne-am făcut pașaportul cehesc și fals. Destinul, da, de unde e Cehia? Așa, ghinionul, când ne se întâmplă, ăla care era blatul, s-a dus până la baie săracu și pe legul n-a știut, m-a băgat și m-au suflecat direct, ați înțeles? Și am stat 2 luni pe lângă Brno și după aia o lună în Praga și mi-a ajuns pe veți. Oricum eu îmi visam la un moment dat când eram copil să fac pușcărie, să fiu în rândul șmecherilor și zic, nu-s complet, nu-s mafiot dacă nu intru și mai trebuie 100 de zile, a fost superb, adică nu mai trebuie pe viață. După aia, după ce am stat m-am enervat și am găsit un tip care făcea vizii de Spania și m-a apucat de făcut vizii, am făcut bani cu vizii. Dar cum? Erau vizele... Aveam un tip care juca golf cu ambasadorul Spaniei, un prieten de-a meu. Bine, alți prieteni. Deci tu doar pe ilegalități ai în continuu. Dacă ridicăm zmei toată viața din copil, ce vrei să... Coleg, ai dreptate, nu am ce să zic. Da, normal. Ridicați zmei. Și m-am întors acasă, familia mea a deschis un restaurant, italo-românesc, cum face toată lumea, cum mixează, gen. În Galați? Acolo, da, acolo am, până cunoștințele mele, că sunt mișto așa ca om, eu am cunoscut niște tipi care lucrau în televiziune și pe RTV Galați am avut o emisiune acum 15 ani, se numea un bucătar și un prieten. Chemam Moriu Bucătar. Moriu Prieten. Interlop și da, eram la nivel ca și voi la început, ca fiecare om la început. Și în Anglia... Să înțeleg că acum ești cu minte. Un om serios. Dar cum te-ai apucat și n-ai mai făcut altceva? Adică ai obosit sau te-ai plictisit sau te-ai convințit? Da, chiar așa mult îți place să faci groc. Dar nu fac mișto, aer condiționat. Iar salariul e maxim. Cât câștig un om normal pe lună, eu câștig pe săptămână. De exemplu, 1000 pe săptămână de lire. 1000 de lire pe săptămână? Da. Legal. După taxi, deci cash. Cash. Parcați.
Gata, te-ai cumințit, bravo! Nu s-au gătit creveții, sunt încă cruzi, din păcate. Uite, o să vii să te uiți, sunt încă cruzi. Și nu pot să-i mănânc. Maestre? Niciun. Destul de rafinat preparatul, dar nu azi. Băi, rafinată idee. Ideea, da. Barohas, alea, da. Și icre pe opulență, adică... Icre, da, le-am adus de acasă. Un pic am mult. Omule, mulțumim foarte mult. Mulțumim. Succes. Du-te la muncă și trage, parchează ceva acolo. Da. Mă simt, îți dai seama, mă simt bine că preparatul meu n-a mers. Și cam asta e. Ia să vedem. Niciunul, hai. Niciun cuțit, hai nimeni. Haide, mă. De păcat că nu... Păi bine, nu l-ai la spate? Nu, mă, nu. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.